dau doar câteva exemple. Atunci când intri într-o aplicație și accesezi meniuri și apeși pe butoane, fix asta face și tehnologia respectivă. Sunt niște roboți software, le putem spune foarte simplu robot software, care urmează pas cu pas ce au fost învățați să facă. Accesează o pagină, accesează un meniu, apasă un buton, copiază informație dintr-un fișier în altul și alte lucruri pe care de altfel le faci repetitiv aproape în fiecare zi. În esență, RPA-ul cred că asta face. Automatizează procesele repetitive astfel încât să nu mai fie nevoie de o persoană care să stea tot timpul chiar și într-un chat de messenger sau de orice, să nu fie cineva care răspundă automat. S-a făcut deja și operatorii au servicii automate de răspuns cu roboți, inclusiv prin voce. Da, sunt foarte multe zone în care se poate aplica RPA și chiar se aplică cu succes, pornind de la zona de operațiuni, unde încă se fac foarte multe procese în mod manual, și apoi trecând în zona de finance, spre exemplu, și nu în ultimul rând în call center. Ai dreptate, unde există interacțiunea cu clienții, sunt roboți care vorbesc cu tine, sunt roboți care îți răspund în scris. Da, dar este aplicabil. Aplicațiile sunt însă mult mai extinse, cred. Adică mă gândesc chiar la UiPath, care a reușit să își crească valoarea enorm de mult în ultimii 2-3 ani, făcând chiar acest lucru, făcând RPA pentru companii la nivel global. Sigur, există mai multe faze ale acestei automatizări prin roboți, să-i spunem așa. RPA este doar prima fază. Este adevărat că acoperă multe din procesele unei companii. Sunt foarte multe procese, foarte multe task-uri care încă se fac în mod manual și atunci, da, aplicabilitatea este foarte mare. Însă putem vorbi și de roboți mai avansați, dacă am putea să le spunem așa, automatizare cognitivă. Sunt roboți care învață din diferite tipare sau, nu în ultimul rând, și despre inteligența artificială. Sunt acei, le putem spune tot roboți, așa la modul general, care da, identifică informația și înțeleg și învață din exemple concrete. Deci RPA este doar o fază de început, însă cu aplicabilitate foarte, foarte largă. Sunt totuși exemple, acum gândindu-mă la resurse umane, de procese automatizate care nu dau întotdeauna rezultatele dorite. Asta de cele mai multe ori din cauza faptului că informațiile pe care le procesează, datele pe care le au din urmă și le analizează, nu sunt cele mai bune. În timp ce o persoană ar putea să elimine lucrurile nedorite din informațiile din trecut, un robot nu poate să facă acest lucru. Indiferent cum ar fi, prin machine learning, prin AI, el este obligat să le analizeze. Uh-huh. Cum putem... În RPA sunt niște lucruri stricte de la care pornim, lucruri pe care un proces trebuie să le aibă. Primul dintre ele este să fie un proces repetitiv, gradul de excepții să fie foarte mic. Orice excepție îi creează robotului o complexitate crescută. Un al doilea lucru la care suntem foarte atenți, informația pe care o procesăm, lucrul de care spuneai. Avem nevoie ca informația să fie structurată, să știm exact ce informație găsim și unde o găsim și ce trebuie să facem cu ea. Funcționează pe bază de reguli stricte, și roboții despre care vorbesc nu iau decizii. Asta apropo de întrebarea ta, să citească informația și să o înțeleagă, nu, ei nu înțeleg, sunt reguli pe care noi le stabilim dinainte și ei nu se abade la acele reguli. Exemplul la care mă refeream a fost, cred că IBM a avut un proces de selecție a candidaților, acum un an sau doi, a automatizat procesul, dar a descoperit că din selecția candidaților ce urmau a fi intervievați erau doar tineri de undeva la 30-35 de ani, toți albi și cu background. Eliminase, da, fără a fi răuvoitor sau intenționat, eliminase tot ce însemna femeie sau
persoane care erau mai în vârstă, ce pur și simplu pentru că asta a văzut în urmă. Și de aici mă gândesc că rezultatele întotdeauna se bazează pe ce oferim robotului. Da, exemplul tău face referire la un model care a folosit drept bază de învățare. Într-adevăr, să spunem că nu a fost aleasă foarte optim baza pe care să învețe robotul respectiv. Da. Sunt și pot fi cazuri, trebuie să-ți faci foarte bine temele înainte. RP, în schimb, nu se referă la acești roboți, ci cei care nu învață. Să spunem că nu înțeleg sensul task-urilor pe care trebuie să-l facă. Cât de multe sunt procesele repetitive care ar putea fi preluate de un robot software? Într-o bancă și într-o companie în general, că întotdeauna sunt foarte multe. Sunt foarte multe. E greu să spun un procent general valabil. Depinde și de mărimea companiei, depinde cât de digitală este compania respectivă. Nu m-aș feri însă să spun că este cel puțin 50%. Și mă refer la companii mari acum, la corporații. Cel puțin 50% din procese pot fi automatizate în întregime sau parțial, că și poți automatiza și doar părți din proces. Dacă am reușit să automatizăm aceste 50%, putem spune că se traduce prin concedierea oamenilor care erau angajați pe respectivele poziții în proporție de 50%? Categoric nu. Mie îmi place să spun că facem lucrurile mai eficient, facem lucrurile mai corect, căci acesta este încă un beneficiu al roboților software, faptul că nu greșesc. Dacă omul, făcând același task repetitiv, oră de oră, zi de zi, la un moment dat, greșeala este omenească, la robot nu se întâmplă asta. Deci vorbim și de o corectitudine a datelor. Și, Oamenii liberați de această muncă ar putea fi... Eu cred că oamenii poziționați pe alte posturi mult mai... Da, eu cred că oamenii pot fi mai motivați. O să-ți dau exemplul meu. Într-un job pe care l-aveam acum 7 ani, trebuia să fac în fiecare săptămână o raportare. Era același Excel pe care îl făceam săptămână de săptămână, lună de lună, an de an. Și la un moment dat eram absolut frustrat, nu mai era nimic nou, știam înainte tot ce trebuie să fac. Este un gen de task care îi face pe oameni să fie frustrați, care le ocupă timp și nu văd, mulți dintre ei nu văd sensul în a și-l petrece pe acest gen de task-uri, de acțiuni. Nu au nicio valoare în plus în munca lor, din care nu mai pot învăța nimic efectiv. Da, este într-adevăr o problemă de multe ori, însă cum să zic, într-un fel oamenii s-au obișnuit, adică ne spălăm în fiecare zi pe dinți de 2 ori. Este o activitate complet plictisitoare. Dar totuși trebuie să o facem. Plictisitoare, dar are un sens. Companii. Da, dar are un sens pe care îl înțelegi și îi înțelegi beneficiul acestei acțiuni. Pe de altă parte, dacă în jobul tău de zi cu zi ai avea numai acțiuni de genul acesta, unde ar mai fi creativitatea ta? Unde ar mai fi nevoia de control pe care ai avea-o asupra jobului tău? Eu cred că astea sunt lucruri care pe oamenii îi motivează și au, odată cu implementarea acestor robot software, câștigă timp, de fapt, asta înseamnă. Câștigă timp pentru a se concentra pe lucruri mai importante. Aici, uite, un alt exemplu, scuză-mă că te întrerup, comunicarea. Comunicarea cred că este un lucru foarte important în orice companie, peste tot, de fapt. Și chiar mulți dintre colegii mei îmi spuneau că nu mai au atât de mult timp să comunice pentru că au ziua plină cu diferite lucruri, cu diferite task-uri de făcut. Uite, asta este un timp câștigat pentru a comunica. Ajungem aici inevitabil la zona de creativitate. Cât de mult contează în prezent creativitatea în eficiența unui angajat și cât de mult va conta în viitor, pentru că eu în ce ne îndreptăm către automatizarea proceselor repetitive, oamenii vor fi vor dori și vor fi obligați probabil să aducă mai multă valoare serviciilor pe care le fac.
fără doar și poate un rol foarte important. Însă, înainte de creativitate, cred că este foarte important mindset-ul acela de a face lucrurile mai bine, de a regândi, de a te întreba mereu de ce faci un lucru pe care îl faci de atâta și atâta timp și dacă nu îl poți face mai bine. Sigur, el poate să fie făcut bine acum, dar mereu lucrurile trebuie sau pot fi făcute mai bine. Și simplul fapt că încep să te întrebi, pot să fac acest lucru mai bine, este un început. Sigur că pe urmă, da, poate fi și creativitate în modul de a identifica cum îl poți face altfel și mai bine. Legat de RPA și creativitate, lucrurile nu sunt atât de complexe. Nu suntem atât de creativi în construirea acestor roboți, ci suntem destul de, aș putea spune, analiști în modul cum analizăm procesele. Bun, da. Ok. Acum chiar să ajungem și la bancă, pentru că este foarte interesant. Cum ați ajuns la RPA în ING? Este o poveste foarte frumoasă și mereu îmi face plăcere să o povestesc. Ea a pornit de la oameni, în primul rând. Eu mereu am să spun și spun deja că nu este vorba doar despre roboți. Vorbim despre oameni și roboți. Nu văd în viitorul apropiat și nici mai îndepărtat o companie funcționând doar din roboți. Sunt oameni și roboți. A pornit de la oameni. ING este o companie deschisă în care vorbim cu managerii noștri, vorbim cu șefii noștri și anostea ascund faptul că încercăm cât de des putem să facem lucrurile mai bine. Mai bine pentru noi și pentru clienții noștri, normal. Și a pornit din departamentul de operațiuni, unde, ca în multe alte companii, lucrurile se fac manual sau se făceau. Am vrut să vedem cum le putem face altfel. Cum le putem face altfel mai bine, mai corect, mai repede. Și am cerut o perioadă de testare, am cerut un buget aferent, mi s-a acordat și de aici am început. Am vrut să vedem dacă suntem pregătiți pentru a lucra cu această tehnologie. Am vrut să înțelegem beneficiile, să vedem care sunt limitările. Și după câteva luni de testare, aș putea spune, am decis că da, este direcția în care vrem să mergem. Și de atunci, în fiecare zi, ne uităm și facem roboți. Câte procese ați automatizat până acum? Și în cât timp? În cât timp? Am început în 2017, în 2018, de fapt, în iarnă, să spunem, operațional. Avem în momentul acesta 18 roboți care lucrează. Și aș putea spune că au procesat în cuantumul la 85.000 de ore de lucru. Este complicat să spun procese pentru că au fost cazuri când am automatizat doar părți din procese, doar anumite task-uri, în funcție de necesitate, în funcție de mai multe elemente. Și cum sunt primite de colegilor umani? Colegilor umani. Ca în orice situație, când oamenii se confruntă cu ceva nou, cu o schimbare, există puțină rezistență. Astfel că atunci când am început, am întâmpinat și noi puțină rezistență. Dar ce am făcut? Am încercat să discutăm cu ei și chiar am făcut lucrul acesta. Le-am făcut demo-uri, le-am arătat cum funcționează roboții. Nu o să se ascund faptul că o parte dintre ei se așteptau să venim cu roboți din aceștia din fizice. Star Wars, fizice, exact, care să stea cu ei la birou. Asta cu titlul de glumă. Au înțeles că nu le este cu nimic amenințat jobul, că sunt acolo să-i ajute. Uite, un exemplu din departamentul financiar, din finance, unde au raportări foarte stricte, au deadline-uri foarte stricte și nu puține au fost cazurile când trebuiau să stea peste program pentru a livra raportarea aferentă în termen util.
E, odată cu venirea roboților, lucrul acesta s-a mai calmat. Ei se pot încadra în acel deadline fără emoții, fără deadline, fără overtime, să spunem. Este un proces de învățare, este necesar un timp în care angajații să învețe cum să lucreze cu respectivul robot. Este complicat până la urmă? Se poate fi învățat ușor sau? Acum, după 2 ani, aș spune că nu este complicat deloc. Ai nevoie de o perioadă de acomodare cu ideea. Că ai niște colegi virtuali în companie care pot face lucruri în locul tău. Asta da. Altfel, noi încercăm să-i facem foarte simpli, să fie nevoie de un minim de input din partea ta, tu ca și, nu știu, responsabil al robotului, să spunem așa, îi dai un fișier de input cu ceea ce vrei să proceseze și apeși un buton. Cam asta încercăm să facem și mai avem roboți care pornesc în mod programat, la anumite ore, noaptea, și atunci fără a fi nevoie de intervenția cuiva. Deci este foarte simplu, tu vii dimineață și găsești munca făcută în cazul acesta, sau când ești la birou și te asistă un astfel de coleg, pur și simplu poți vedea în timp real ce face. A fost nevoie de upgradarea rețelei informatice, de hardware nou, pentru a suporta aceste procese sau se pot face cu o rețea existentă deja? Sigur, discuția nu este niciodată atât de simplă, depinde cât de mult vrei să scalezi zona de RPA. În cazul nostru nu a fost nevoie de un upgrade major, nu folosesc multe resurse, sunt roboți care rulează chiar pe laptopurile noastre, adică pe care lucrăm în mod uzual. Am întrebat pentru că mă gândeam la partea de investiții. Cât costă să implementezi un RPA într-un proces? Da. Dacă se poate cuantifica, la voi probabil e diferit, fiind toate procesele fiind făcute in-house, toate softurile. Nu toate softurile sunt făcute in-house, dar nu costul a fost primul factor asupra căruia ne-am uitat. Ne-a interesat să simplificăm munca, să motivăm angajații prin această modalitate. Și ne-a interesat și corectitudinea procesării datelor, căci da, suntem o bancă și ne ghidăm după un principiu zero erori și atunci suntem foarte atenți și facem toate acțiunile pentru a ajunge la acest obiectiv. Deci nu a spune că factorul financiar nu a fost important, însă în general când te uiți către o tehnologie de genul acesta nu ar trebui să fie hotărător, hai să-i spunem așa. Și depinde foarte mult cu ce model vrei să funcționezi mai departe, cât vrei să scalezi partea de roboți, cât de digital ești în acel moment, că poți să ai de aici să-ți vină saving-uri, spre exemplu, multe date să le ai într-un mod structurat, să le ai în aplicații și deja te scape de multă bătaie de cap. Echipa cu care lucrez cât de mare este? Am doi colegi care fac roboți zi de zi, lucrează la roboți, însă noi avem o poveste foarte frumoasă, în sensul că anul trecut am început și un program de training în RPA. Am zis că ce-ar fi dacă acești roboți ar fi făcuți și de oameni fără experiență în IT, oameni care nu au studii tehnice. Este posibil, într-o oarecare măsură, pentru roboți simpli, pentru task-uri care nu sunt foarte complexe, este posibil acest lucru. Ce am văzut în urma acestui training este că o parte dintre ei au început să acționeze ca niște ambasadori, știi? În echipele lor să întrebe... ce idei mai sunt, ce putem automatiza. Sunt chiar ca niște ambasadori în întreaga bancă și acum ei încearcă și găsesc idei și o parte dintre ei chiar fac specificațiile. Știi, lucruri care în trecut erau așa un task al unui analist.
Da, acum, da, da, cam orice om care își dorește și a făcut acest training poate scrie specificațiile. Câți oameni au făcut training-ul? Peste 100. Destul de mult, destul de mult. Mă gândesc în 2 ani. Nu știu, mult puțin, noi vrem să-l continuăm și există cerere în continuare. Uite, asta este încă un exemplu că nu le mai este frică de roboți, știi? Dacă la început, în primele luni, evitau cumva contactul cu mine și cu echipa mea de angajați virtuali sau fizici până la urmă, acum, dimpotrivă, ei vin către mine și îmi spun, uite, am găsit un task, am găsit un proces, ce crezi, îl putem face? Eu cred că îl putem face, uite, m-am gândit și cum, ce părere ai? Este o schimbare radicală. Este interesant că aici schimbarea, cel puțin așa am senzația, a venit de jos în sus, nu de sus în jos. De cele mai multe ori, managementul decide, după care începe să coboare schimbarea până la ultimul. Da. Aici am impresia că a venit un pic în cealaltă direcție. Așa este, ai spus foarte bine, a venit de jos în sus și cred că este foarte sănătos să vină așa și cred că este implementată și mult mai facil. Adică lumea crede în această idee, indiferent care o fie, în cazul acesta RPA sau roboții software, poate să fie și altceva. Atunci când vine, când ideea vine din rândul angajaților, deja e mult mai ușor acceptată. Mult, exact, exact. Așa a fost cazul, cazul și aici. Și probabil și schimbarea are loc într-un mod mult mai fluid și mult mai simplu decât atunci când toată lumea trebuie să se ducă în team building și învață cum să lucreze cu ceva nou. Da, absolut, absolut. Îți spun că anul trecut ei au cerut, deci săptămânal primeam mesaje despre aceste traininguri, când se fac, ce trebuie să fac să pot participa. E adevărat că o parte dintre ei au vrut să au vrut prin acest training să intre în contact cu tehnologia și să înțeleagă despre ce e vorba. Noi de obicei facem demo-uri, cum îți spuneam. Mi se pare, dacă la început le arătam câteva slide-uri și le povesteam cam ce am putea face, apoi am început să facem demo-uri, să le arătăm roboți adevărați, funcționali și a fost mult mai ușor pentru ei să înțeleagă și au zis, da, uite, cred că asta s-ar aplica și la mine. Am și eu un Excel de genul ăsta pe care îl copiez într-o aplicație. Hai să încercăm și la mine. Deci, mult mai ușor a fost. Și trainingul, da, încă o dată ne-a ajutat. În primul rând, la nivel de încredere. Au prins încredere, au văzut despre ce e vorba. Și automatizare, spun că nu a venit toată cu RPA. Cred că știi foarte bine că se automatizează de mult în companii, prin diferite tool-uri. Excel-ul este un tool foarte la îndemână de automatizare. Cu atât mai este, mult acum. Este o parte însă a procesului de digitalizare, care este cu siguranță mult mai complex și mult mai larg. Cum vezi viitorul EPI? Cum vezi viitorul automatizării robotizate, să zicem, în contextul digitalizării? Cred că suntem încă la început, deși RPA este un termen la modă de cel puțin 3 ani, să spunem. Dar suntem încă la început, încă sunt companii rezistente în a testa cel puțin, chiar și companii care au început să lucreze RPA, încă mai este mult de lucru acolo, încă mai sunt multe procese, deci aș putea spune că în următorii 2-3 ani lejer RPA poate să funcționeze în continuare. În paralel însă sunt și lucrurile de care aminteam anterior, partea de chatbot, roboții cu care poți vorbi, partea de cognitiv, a vrea să mergem un pas mai departe și să înțelegem datele pe care le citim, să le interpretăm, partea de data analytics, de inteligență artificială, care cred că încet încet își vor face simțită prezența. Gândește-te numai că sunt foarte multe date pe care le avem și nu mă refer acum doar la ING, ci date în general pe care le avem și cu care nu facem mare lucru. Sau despre care de fapt nu știm nimic. Sau despre care nu știm. Discutam cu mai multe persoane și îmi spuneau că este un volum la nivel global de date despre care de fapt nu știm nimic. Nu știm nici dacă sunt utile, nici dacă sunt inutile.
pentru că nu au fost analizate. Și aici este, cred că, o altă direcție în care cu siguranță se va dezvolta zona de automatizare, probabil, în primul rând. Adică aici vine data analytics, exact ce spune. Așa e. Ei vor trebui, de fapt, oamenii nu au capacitatea de a analiza un volum atât de mare de date. Într-un timp scurt. Într-un timp atât de scurt. Și pe măsură ce înaintăm în tehnologii precum 5G, volumul de date va crește exponențial. Și atunci avem nevoie de roboți care să ne spună ce se află acolo și ce am putea face cu datele respective. Exact. Eventual să ne sugereze anumite acțiuni. Corect, corect. Dar încă nu suntem acolo. Când am putea vedea o creștere semnificativă, să zicem. Este foarte greu să estimez, dar dacă te uiți chiar și în ultimii, nu știu, 7 ani, tehnologia este din ce în ce mai prezentă în viețile noastre. Uită-te la asistenții de pe mobil, la Siri, la Google Assistant, Alexa și așa mai departe. Deci tehnologia este din ce în ce mai prezentă. E destul de greu să-ți spun când vom simți că este foarte prezentă. Deja este prezentă. Deja este prezentă și dacă faci o comparație cu acum 10 ani, este imposibil să nu vezi o schimbare. Dar mă gândeam mai degrabă la companii, la analiza datelor despre care ei recunosc că nu știu ce se află acolo. Și nu doar Facebook, are Facebook, Google, YouTube, sunt biblioteci imense de date de care nici nu ne dăm seama că sunt atât de mari, deși noi încărcăm miliarde de oameni în fiecare zi, câte o poză, câte... Da, da, da. Care trebuie stocate undeva. Sunt companii și companii. Sunt companii care își doresc o interacțiune cu clientul recurentă și atunci vor să înțeleagă mai bine nevoile și știind că au acele date, vor fi concentrate mai mult pe a înțelege ce se întâmplă de fapt cu acel client. Rămâne de văzut, dar cred că lucrurile se mișcă într-o direcție bună, cred că într-un ritm destul de bun și eu sunt foarte optimist în această privință. Nu avem de ce să nu fim optimiști până la urmă, pentru că digitalizarea este aici, nu cred că o poate nega nimeni. Da, da. Cristian, mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și cu siguranță o să mai vorbim despre subiect, pentru că este unul dintre subiectele care va capta atenția din ce în ce mai mult în viitor. Îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. La revedere!